Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Ci că e foarte scăzută presiunea atmosferică și de aici și reacția unor oameni politici, dar nu numai, ci și reacțiile unor semeni de-ai noștri. E foarte scăzută presiunea atmosferică. De asta am invitat în studioul nostru, în prima parte a emisiunii, să aflăm de ce este foarte scăzută presiunea atmosferică, 723 mm coloană de mercur. Nu știu dacă vă spune ceva asta. De asta am invitat în studioul nostru pe domnul Dumitru Baltă, meteorolog la Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie. Lângă domnia sa se află domnul Mircea Cinteză, medic cardiolog și nu numai, care o să ne spună ce trebuie să facem atunci când presiunea atmosferică este foarte, foarte scăzută. Da, într-adevăr, ieri și astăzi și alaltă ieri a fost... Cum ar veni în ultimele trei zile? În ultimele trei zile, presiunea atmosferică a scăzut. Mâine? Nu, mâine nu mai este scăzută, pentru că începând chiar de astăzi a început să crească. O creștere este ușoară. Dar de ce a fost așa de scăzută? De ce a fost presiunea așa de scăzută? Cauzele sunt multiple. Ele țin de o interpretare științifică destul de amplă, destul de complexă și ține de circulația generală a maselor de aer deasupra continentului și deasupra emisferei nordice. Nu are nicio legătură cu iminenta începerea războiului în Irak, bănuiesc. Nu. Nici gând de așa ceva. Cu toate că se vorbește și despre războiul meteorologic, dar asta se referă la cu totul altceva, la formarea unor ferestre în stratul de ozon. Dar să trecem la problemele de presiune atmosferică scăzută. În mod normal, presiunea atmosferică este asociată de temperatura aerului, dar mai mult față de temperatura aerului este asociată de cantitatea vaporilor de apă pe care volumul de aer respectiv le conține. De știut faptul că un aer mai uscat este mai greu decât un aer mai umed. Lucru la care, de fapt, oamenii nu gândesc în felul acesta. Așa că atunci când și temperatura aerului este ridicată, când și volumul de aer conține o cantitate mai mare de vapor de apă, presiunea atmosferică este scăzută. Păi și nu a fost cald zilele astea. Nu a fost cald, dar a fost aerul... Dar a fost bine. A fost aerul suficient de umed. Păi nu. Presiunea atmosferică a ajuns la 723 mm coloană de mercur și este cea mai scăzută din ultimele două decenii. Care este presiunea atmosferică în mod normal? În mod normal, la latitudinea geografică a României, presiunea atmosferică este de 760 mm coloană de mercur. Trebuie însă să reținem faptul că pentru București, ne referim la acest spațiu, la acest punct, presiunea medie multianuală, acum mă refer la o altă unitate de măsură, este de 1005,9 milibari. Păi nu, nu trebuie trecut de la milibari la milimetri coloană de mercur sau invers. Să vă spun altceva, că presiunea minimă anuală la București a fost de 729,7 milibari și s-a înregistrat în data de 3 decembrie 1976. Păi da, și acum ajuns la 723. 723, o valoare mai mică decât aceasta, am spus însă anual. Anual, da. Pentru că a fost în decembrie. Pentru că în luna februarie a fost de 727,1 mm coloană de mercur și s-a înregistrat la 14 februarie 1962. Dar vara temperatura este, presiunea atmosferică este mai mică sau mai mare? Este, vedeți dumneavoastră, oscilează funcție de distribuția centrilor barici, de evoluția maselor de aer deasupra Europei și deasupra României. Uneori este mai mare, alteori este mai mică. Păi nu, în mod normal. După cum v-am spus, în mod normal. În mod normal, după cum vedeți, presiunea minimă anuală a fost înregistrată în data de 3 decembrie 1976. Cu alte cuvinte, în anotimpul rece al anului. Uh-huh. Toate că valorile sau șirul de valori... Asta presiunea atmosferică? Nu vă pot spune acum care a fost presiunea atmosferică astă vară. Însă în... Astă toamnă.
În mod normal, ea oscilează. Acum noi nu operăm cu valorile de milimetri coloană de mercur, pentru că aceasta este o valoare care pe noi ne ajută mai puțin. Noi transformăm această valoare în milibari, iar acești milibari, după aceea, îi uniformizăm, îi aducem la nivelul, ca și cum ar fi nivelul oceanului planetar, la nivelul zero. Deci luați barii și îi aduceți la luăm nivelul... Luăm milimetri și... Se face o corecție. Dar să întreba lumea de ce discutăm noi de milimetri și de bari. De ce e presiunea atmosferică scăzută? De ce este presiunea atmosferică scăzută? E, în aceste zile, presiunea atmosferică a ia fost tata, scăzută, medicamente, a fost scăzută datorită prezenței unei vaste arii de presionare care a cuprins aproape tot continentul. Păi și aria asta vastă depresională a venit după 40 de ani? Nu. Ea nu vine după 40 de ani. Păi... Ea vine în mod periodic. Deci mă toare capul de la presiunea atmosferică. Nu de la presiunea atmosferică apar stările de disconfort, ci de la cu totul alte elemente. Pentru că... Cum ar fi? Cum ar fi? Președintele, Parlamentul? Nu. Nu facem astfel de aprecieri. Ca să vedeți că nu presiunea atmosferică este cea care determină aceste stări de disconfort, să facem un calcul simplu și sumar în același timp. Păi dacă e simplu? Cu cât? Da, este simplu și acesta... E și sumar. Uneori este mai complicat, chiar dacă este simplu. Da. Deci, prin urmare, de ce ne doare capul? Nu din cauza presiunii atmosferice. Dar de ce? Din cu totul alte motive. Pentru că dacă durerea de meteorologie. Durerea de cap nu este legată de meteorologie. Numai dacă s-ar produce... De romantism. Numai... Păi, eu știu ce altceva. Domnul profesor. Ba, ar putea să fie. Presiunea scăzută precede furtul. Toată lumea se plânge, am înțeles că trebuie să luăm cei care sunt bolnavi cu inima să ia medicamente. Să... Cam așa, sau să fie atenți. Da. Presiunea scăzută precede furtuna sau de obicei este însoțită de furtună și organismul biologic este făcut să intre în alertă în clipa în care se întâmplă așa ceva. Prima dată, la începutul acestei situații, este în așteptare, sistemul vag intră în funcțiune și este o stare de disconfort cu roșeață, cu durere în ceafă, fără să crească tensiunea, fără să se întâmple nimic. Pentru că este în alertă, ulterior intră toate sistemele de avarie. Ce face un organism în alertă? Își crește tensiunea, bate inima mai repede și sângele coagulează mai iute, pentru că animalul în alertă știe că s-ar putea lovi, să piardă sânge și biologia în decursul secolelor face ca sângele să coaguleze mai repede. Deci după prima fază în care există o roșeață, un disconfort și toate celelalte, urmează o creștere a tensiunii arteriale și riscul să se producă accidente vasculare, fie infarct, fie accident vascular cerebral. Lucrul acesta nu este mult mai mare, nu este spectaculos mai mare ca alte situații de stres mai grave, care ni se datorează nouă oamenilor, dar este cu siguranță mai mare în acest timp. În același timp, concomitent cu scăderea presiunii, poate să existe o încărcare electrică variabilă, uneori mai mare, am auzit cu toții... tunetul și am văzut poate fulgerul de aseară, eu mă întorceam de la spital, a fost cu totul spectaculos, neobișnuit pentru ianuarie, la cam 11 seara, așa. Chiar deci, dincolo de 10. 11 seara. Probabil că îmbăteam pe aici. Probabil că da. Și e un semn? Toate gazele scad temperatura și uneori, cum se întâmplă la scafandrii care se depresurizează, bule minuscule de gaz ajung în articulații și încep să apară durerile. Femeile de la țară știu bine când vine furtuna, când se schimbă vremea, încep să aibă dureri articulare. Ce avem de făcut practic din toată povestea asta? Practic, două categorii de cardia sunt în pericol. Hipertensivii și cei care au angine de piept sau au avut infarct. Hipertensivii, de regulă, au tensiunea mai mare. Asta înseamnă că în perioada respectivă trebuie să-și ia cu sfințenie medicamentele de până atunci și dacă sunt hipertensivi conștiincioși și au aparat de tensiune în casă,
să-și măsoare suplimentar tensiunea. Dacă este mai mare, trebuie să suplimenteze chiar fără telefon la medic dozele de medicamente, cu puțin, nu cu mult, o jumătate de pastilă. Bolnavii cu angină știu, pentru că sângele este mai coagulabil, deci ar putea să facă chiar mai repede, trebuie să ia cu sfințenie tratamentul contraagregării. În primul rând, vestita aspirină, dar și altele mai noi care se dau de obicei ca să întărească acțiunea aspirinei. Separa de asta, pentru că organismul este în alertă și cardiacul nu suportă efort prea mare, în aceste zile trebuie să fie sau cât mai potoliți cu putință. Să nu facă eforturi suplimentare, să stea cât mai mult în casă, fără să fie un pericol major, trebuie să rămână în casă. Pe de altă parte, omul normal, necardiac, care de obicei are un disconfort cu durere de cap, poate cu balonare și acolo gazele intestinale contra unei presiuni mai scăzute în afară se pot destinde. Omul obișnuit poate, dacă se știe nebolnav, să ia un pic de cafea sau un pic de ceai tare contra acestei dureri de cap și un antiinflamator obișnuit, de la paracetamolul banal până la nurofen. Nu ca publicitatea, astea sunt din cele la care se poate face publicitate, se cheamă fără rețetă și să aștepte cu liniște. Astfel de situații nu sunt foarte periculoase, dar statistic se întâmplă mai multe accidente cardiace. A crescut numărul de internări la spital. Exact, dar se întâmplă la cei care nu sunt conștiincioși și de regulă și au scăpări. În astfel de zile, scăpările au șanse mai mari să aibă efecte proaste. Am înțeles. Vreau să vă spun că în anii din urmă funcționa Institutul de Balneologie sau Balneofizioterapie la Spitalul Brâncovenescu. Unde era și acum funcționează, dar a fost explodat în 10 părți. Și la vremea respectivă, spitalul respectiv avea contract cu institutul nostru, care furniza din 3 în 3 ore presiunea atmosferică pentru a vedea care sunt relațiile între presiune și manifestările bolnavilor. Și vreau să vă spun că la vremea respectivă țin minte că nu prea au fost asociații elocvente, concludente în acest sens. Ați putea să-mi transmite și mie că... din 10 în 10 minute în timpul emisiunii, că mă mai enervez pe aici, da. Să știu de ce... Da, se poate mai bine un invitat, ați văzut cum băsesc, că m-am enervat. Dar acum și poate e presiunea atmosferică, spun, îmi cer scuze de spectatorul, presiunea atmosferică m-a enervat și... Din de ce? Încă o dată revin, da. Vreau să revin. Această presiune atmosferică, dacă ar avea o influență foarte negativă atunci când... este scăzută, ar însemna ca în momentul în care noi plecăm de la București până la Predeal, într-un interval de 2 ore, da. Diferența de presiune între... Nu la Predeal, de mână la Sinaia. Și Sinaia. Și ori la 2000, la schi. Este cu atât mai... În decurs de 2 ore, credeți că am supăr cu cap? Diferența este cu atât mai mare. Ați auzit de pulver? Total? Nu. Zăpadă aia proaspătă, mâine dimineață, la prima oră. Deci plec dimineața, mă urc în mașină, fac o oră jumate până la Sinaia și urc la 2000. Și ce se întâmplă? Păi deocamdată nu se întâmplă nimic. Cum, adică? Când ajungem... Deocamdată? Deocamdată nu se întâmplă nimic, pentru că... Mâine dimineață, văd dacă se întâmplă ceva. Pentru că este o limită a altitudinii de 2000 de metri. Da. Trebuie ținut cont de faptul că presiunea atmosferică scade odată cu înălțimea. Uh-huh. Iar această scădere este destul de mare. Dacă avem în vedere că ați vorbit de milimetri coloană de mercur, sau vorbim de milimetri coloană de mercur, dacă avem în vedere că în medie, până la altitudinea de 200 de metri, presiunea atmosferică scade aproximativ, acum depinde și de temperatură, cu un milimetru la 10 metri, gândiți-vă că cel care locuiește la etajul 10 locuiește într-o presiune atmosferică cu 3-4 mm mai scăzută decât cel de la parter. Deci ăștia la etajul 10 sunt vai de... Și atunci, ce ar însemna să se întâmple dacă această presiune... La 3. Aveți numai un milimetru presiune atmosferică mai scăzută decât la nivelul solului. Dar la 2000 cât e presiunea atmosferică? Păi la 2000 facem socoteala... Mâine la schi la 2000. Acum nu scade, am calculat. Scade foarte mult. Ideea este așa, că oamenii care sunt hipertensivi sau bolnavi de inimă nu trebuie să alte la altitudine mult prea mare. Uh-huh.
Totuși, dacă sunt cu minți și iau tratamentul, noi le permitem să ajungă până la Sinaia, dar la predeal le spunem să fie mai circumspecți. Cei care la merg Sinaia, la schi, vorbiți de localități. Da. Bun, sus pe munte e și mai mult, cei care sunt sportivi se adaptează. Adaptarea progresivă se poate face. Dar dincolo de regulă există și curiozități. De exemplu, în Anzi, organismul este mai bine adaptat decât este în Mont Blanc. Sunt curiozități care nu sunt încă elucidate. Pentru că locuitorii sunt permanenți acolo. Important este ca aceste variații să nu fie bruște, ci progresive. Am înțeles. Presiunea atmosferică cea mai scăzută în ultimii 20 de ani s-a întâmplat în toată Europa sau numai în România? Păi zilele mai scăzută. A fost în nordul Italiei mai scăzută decât în România. Și în rest, ca în România. Și în rest, aproximativ ca în România, cu mici variații, cu mici deosebite. Ce e cu descărcările astea electrice? Ele sunt curioase, dar trebuie pornit de la faptul că atmosfera în permanență sunt curioase, dar este, repede. Da, este încărcată cu electricitate. Această electricitate se manifestă și în tot timpul. În tot timpul, iar electricitatea este mai mare în anotimpul de iarnă și în condiții de aer mai umed, decât atunci când este uscat. Ultimele două întrebări sau o întrebare. În luna martie va fi mai cald decât în mod obișnuit. În zilele cele mai calde, temperaturile maxime vor putea crește până spre 25 de grade Celsius în sudul țării. Asta la sfârșitul lunii. Păi da, în martie 25 de grade, pe la vară ce face? Da. Iar în aprilie am o veste mai bună. Din punct de vedere termic, va fi în medie mai cald decât în mod obișnuit. Cele mai ridicate temperaturi maxime vor depăși 27 de grade Celsius. Este posibil. Nu este. Păi da, 25 de grade în martie, 27 de grade în aprilie. Dar au fost. Eu nu am se topește mine, zăpada sus. Sigur că se topește zăpada. Eu nu am cu mine valorile. Aici ne certăm. Nu e bine. Ne putem certa, dar... Ziceam că schiem la câtă zăpada a căzut, credeam că o să schiem până în mai, iunie. Acum să zic că zăpada nu este foarte, foarte mare. Păi da, acum, are un metru jumate, că am fost eu. Cum ar trebui să fie. Domnul Barcu, în ultimii 5 ani la Sinaia n-a nins. Asta este anormal. Păi și acum are un metru jumate. Anormal este când nu ninge. Normal este atunci când ninge. Bine, vă mulțumesc mult. Oricum, în aprilie 27 de grade deja. Păi în mai cât? Sunt 40. În august 45 am avut și 44,5 grade pe teritoriul României. În ultimii ani s-a tras puțin mai în față mersul anotimpurilor. Vara vine în primăvară sau aproape nu mai este primăvară. Iarna vine în octombrie-noiembrie, anul ăsta a fost o excepție. Se trag un pic mai încoace. Important e că le avem pe toate patru calmite, dacă am stat în șlapi tot timpul când l-am mai ascultat pe Mozart. De altfel, în ultimii ani, hai să nu zicem ultimii 3-4-5 ani, dar în perioada anilor 80-90 sau 95, aproape că nu a existat anotimpul de primăvară. S-a făcut trecerea destul de brusc de la anotimpul de iarnă la anotimpul de vară. De aici și faptul că au fost din ce în ce mai puțin îndrăgostiți. Pentru că dacă nu mai e primăvară, atunci și dragostea se face cu greu loc ca și pe pământ la noi. Vă mulțumesc pentru participare în această seară. Publicitate, urmează partea a doua, din păcate... Vorbim despre vremuri, nu despre vreme și despre niște vremuri puțin ca în tulburi. Vă mulțumesc pentru participarea în această seară. Stați pe aproape, o să râdeți, dar ne întoarcem imediat. I think every person has a moment in their life that kind of sets them on a course. I was 11 years old. The sky grew dark, the wind picked up, turned on the television, had tornado warnings, seek shelter immediately. It sure scared the heck out of me. But over the years, I've been learning to control my fear by focusing on the tornado. Storm chasing is go, go, go. I mean, it's you against Mother Nature. What I'm interested in is that 1% of storms that tend to go crazy. Over the past 24 years, I've seen 124 tornadoes. But every tornado I see still, I get a thrill. Whatever your journey, keep walking. So do you have any examples of this idea succeeding before? Well, no, but then it wouldn't be new. We'll be in touch with you very soon. Gentlemen. Very good. Thanks. Thanks. You're welcome.
Michael? It went great. I need you out there. I'm going. I'm on my way. Please drink responsibly. A message from Johnny Walker. Aflați unde și cum puteți schia la munte. Ca să mergeți la sigur, Ursus vă prezintă emisiunea Pârtiile la zi. În fiecare joi și vineri după Observator la Antena 1. So do you have any examples of this idea succeeding before? Well, no, but then it wouldn't be new. We'll be in touch with you very soon. Gentlemen. Very good. Thanks. Thanks. You're welcome. It went great. I need you out there. I'm going. I'm on my way. Please drink responsibly. A message from Johnny Walker. Auzi? Crezi că va... Nu știu. Da, tu. Crezi că va... Auzi, băiete, ia. Auzi, Crescova! Crescova, vodka, nu glumă. Telefon. Emisiunea noastră continuă. Secretarul de stat american Colin Powell a afirmat în cadrul reuniunii Consiliului de Securitate al ONU că Irakul a încercat să obțină în Rusia, România, Slovenia și India echipamente electromagnetice care permit îmbogățirea uraniului. Autoritățile române au confirmat tentativa Irakului de a achiziționa în România echipamente pentru îmbogățirea uraniului, încercare de jucată însă de serviciile secrete române și americane. În cursul unui discurs sever intitulat Refuzul dezarmării, care ar putea fi hotărător pentru declanșarea unui război împotriva Irakului, Colin Powell a prezentat mai multe fotografii realizate prin satelit, care ar demonstra scoaterea unor arme de distrugere în masă din buncărele armate irachiene cu doar câteva minute înainte de sosirea inspectorilor ONU pentru dezarmare. E un subiect controversat, așadar în această locuțiune a secretarului de stat american a fost prezent și numele țării noastre, numele României. Am invitat pentru a dezbate acest subiect în studioul nostru pe domnul Cornel Codiță, analist militar și analist de politică externă. De asemenea, în studioul nostru se află doamna Nineta Bărbulescu, reprezentant al Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice, Ministerul Afacerilor Externe. Cred că pe cartea de vizită nu mai aveți loc să scrieți nimic, bănuiesc, după denumirea asta. Abreviere, Ancisiac. La fel, în studio se află domnul George Cristian Maior, secretar de stat la Departamentul Politică de Apărare și Integrare Euroatlantică, Ministerul Apărării Naționale, iar lângă mine se află domnul Decebal Ilina, secretar de stat, Ministerul Industriilor și Resurselor. V-aș întreba direct, a existat această tentativă din partea autorităților irachiene de a cumpăra armament, sau cum care e denumirea de aici, echipament electromagnetic care permite îmbogățirea uraniului? Doamna Nineta, la noastră mă uit. Nu pot să-l întreb pe domnul Codiță în timp ce mă uit la noastră, cu toată simpatia. Vă rog. Pornind chiar de la notița inserată în segmentul lui Colin Powell, este foarte clar că a existat tentativă și de altfel autoritățile române au confirmat ca o primă reacție acest lucru. Este important însă în abordarea acestui domeniu, cred, să vedem faptul că aici vorbim despre un iceberg. Este o parte vizibilă a lucrurilor și mă refer la exporturile de arme, mă refer la licențele acordate unor companii românești pentru exporturi definitive în străinătate, mă refer inclusiv la licențe refuzate, este partea vizibilă a iceberg-ului pe care o gestionez, pentru că agenția pe care o conduc emite aceste licențe și controlează modul derulărilor.
Există însă o parte, partea nevăzută a icebergului, care este clar mai consistentă și aceasta ține de schimburile de informații atât între serviciile de informații naționale, cât și între serviciile naționale și serviciile în străinătate. De multe ori aceste contacte nu ajung la nivelul părții văzute a icebergului pe care o gestionez și pot confirma în seara aceasta faptul că nu au existat nici solicitări de licențe nici pe zona Irak, nici pe zone limitrofe Irakului, nici pe alte zone supuse embargoului internațional. De când nu au existat? De când există agenția dumneavoastră? Deci agenția a fost înființată în 1992. Este și anul în care s-a creat regimul de control al exporturilor. Deci un mod de supraveghere continuă a tuturor operațiunilor de exporturi definitive de arme și de produse cu dublă utilizare. Deci dumneavoastră spuneți că nu au existat în această perioadă cereri pentru... Cereri de licențe. Cereri de licențe pentru export de armament spre țările respective. Da, da. Deci nu au existat niciodată. N-au existat. Dar au existat aceste legături, spuneți? Spun că în zona, până să ajungă la nivel de cerere, contacte, până la urmă, dacă este să, fără a dezvălui toate elementele din primul moment, a spune totuși că, până la urmă, și contractele încheiate și nederulate n-au relevanță atâta vreme cât transferurile nu au loc. Rolul colaborării interagenții, atât spuneam în România, cât și cu omologii aliați în principal, este tocmai de a stopa transferurile propriu-zise. De altfel, notița lui Colin Powell se referă la produse cu dublă utilizare, civilă și militară, nu la produse militare ca atare. Știți de ce vă întreb acest lucru? Pentru că în context România a fost citată de bine, cum că serviciile românești au colaborat cu serviciile americane și au dejucat, practic, această încercare de achiziționare a unor astfel de materiale. Însă am un material aici și au apărut câteva informații în 98 legate de cazul Eurofina. În decembrie 98, postul de televiziune CNN a lansat informații despre o încălcare a embargoului impus de ONU Irakului de către România. A luat în colimator un posibil contract privind vânzarea de către România a subansarilor fabricate la Eurofina pentru rachete de luptă. Cum stau lucrurile, domnule Ilina? Au existat această informație pe care a prezentat-o în 1998 CNN-ul, care de fapt a fost reluată și în 2001 de New York Times, a fost cercetată cu participarea și a unor experți străini și, bineînțeles, cu largul concurs și cu toată disponibilitatea autorităților române, am fost și noi implicați în acest lucru și s-a ajuns la concluzia că, într-adevăr, în 1998, Aerofina avea un contract, dar nu cu o firmă din Irak, ci cu o firmă iordaniană, în cadrul căruia a făcut livrări nesemnificative nici din punct de vedere strategic, dar nici din punct de vedere al nivelului tehnic, de câteva zeci de mii de dolari, deci fără licență? 40 de mii de dolari, bineînțeles că fără licență. Și s-a retras licența? Pentru că erau produse, cu dublă utilizare sau cu dublă folosință. Deci erau ansamble, repere mecanice care nu intrau sub incidența embargoului. Bineînțeles, nu intra de fel sub incidența embargoului pentru că partenerul Aerofina era o firmă iordaniană. Dar atâta timp cât au existat suspiciuni că, de fapt, materialele respective nu aveau ca utilizator final Iordania, ci ar fi mers în altă parte, s-a întrerupt contractul pe care firma noastră, firma românească, îl avea cu firma iordaniană și lucrurile au fost clarificate de către experți ai Națiunilor Unite care au venit în România, cărora noi le-am prezentat și doamna secretar de stat Bărbulescu și noi, toate documentele, pentru că, în primul rând, noi eram interesați să clarifice lucrurile, să nu planeze această suspiciune asupra României și să nu-i creăm o mare de serviciu României pentru un export atât de nesemnificativ, așa cum spuneam, nici din punct de vedere strategic. Uitați ce se spune aici. Potrivit CNN, specialiștii iracheni în domeniul armamentului au efectuat o vizită de 2 săptămâni la București pentru a negocia cu un reprezentant din domeniul aeronautic achiziționarea acestor dispozitive de ghidare. Negocierile urmărite de serviciile secrete din Statele Unite, România și Israel au eșuat. Deci e vorba aici de niște dispozitive și de o vizită a unor specialiști din Irak. Din nou este vorba de contacte.
sau și sau de contracte, dar niciun caz de transfer altele decât mostre și niciun caz cu licențe. De altfel, din 98 încoace a existat un proces accentuat de externalizare și de restructurare a industriei românești de apărare. La vremea respectivă Aerofina nici nu era unitate economică de sine stătătoare, cum este acum practic societate pe acțiuni. Făcea parte din GIARA, din grupul industrial al armatei. Bun, dumneavoastră deci, spuneți că nu există licențe nici atunci, nici în acest caz. Și agenția pe care o conduceți acordă aceste licențe. Dar cine are rolul de a supraveghea să nu aibă loc aceste exporturi până la urmă, dacă agenția dă licențe? Aveți și rol de supraveghere și de prevenire? Da, este ceea ce se numește în cultura exporturilor enforcement-ul. Deci supravegherea atât a licențelor, a modului de derulare, a modului cum se realizează transferurile pe baza licențelor și până la urmă esența în acest rol de supraveghere este controlul destinației finale. Am înțeles. Iertați-mă, l-avem la telefon pe domnul Saad Hamid Majid, ambasadorul Irakului la București. Bună seara, domnule ambasador! Bună seara! Spuneți-mi, vă rog, a existat astfel de legături între România și Irak în domeniul exportului de armament? Pentru că ați văzut și dumneavoastră alocuțiunea secretarului de stat american Colin Powell, cum că oficialii irakieni s-au aflat la București în 98 pentru a lua, importa din România astfel de echipamente. Yes. First, I do not know what your guests are saying now. În primul rând, nu știu la ce vă referiți acum. According to my information, da, din câte știu, din informațiile pe care le-am, la începutul anului 1999, left Iraq in December 98. So I know everything about am venit aici la începutul 99, am plecat în 98 din Irak. Și din câte știu eu, nu s-a întâmplat niciun astfel de transfer de armament. Have a very long traditional relation. Tradiția relațiilor dintre România și Irak este lungă, dar ceea ce spune secretarul american de stat face parte din minciunile și fabricațiile pe care le fac ei pentru a găsi orice fel de pretext pentru începerea unui atac împotriva... Domnule ambasador, o secundă vă întrerup. Vorbiți de minciunile americanilor, însă autoritățile de la București au confirmat prin purtătorul de cuvânt al guvernului faptul că aici s-au aflat autorități de la Bagdad care au încercat să cumpere materialele de care vorbeam. Are you talking after 98? Vă referiți la 1998? When it was? Da, la anul 1998. Yes, este declarația făcută de purtătorul de cuvânt al guvernului. I said all the inspection teams left Iraq December 98. Da, ceea ce s-a întâmplat în decembrie 98. Is in itself a violation of the UN security. Și, și aceasta este o încălcare a rezoluției Națiunilor Unite. Dar cred că ar trebui să se prezinte orice informație care există în legătură cu această problemă inspectorilor. Dar noi știm ceea ce este dincolo de ceea ce afirmă secretarul de stat american. Sunt, de fapt, minciuni și acuzații nedrepte. Eu am înțeles, dumneavoastră reveniți asupra minciunilor, însă vă spuneam că autoritățile la București, prin purtătorul de cuvânt al guvernului... Nu știu la ce vă referiți dumneavoastră acum. Păi, mă refer exact la ceea ce mă refer. Spuneam, vă citesc comunicatul, declarația purtătorului de cuvânt care confirmă cele spuse de Colin Powell, cum că în 1998 a existat contacte pentru ca Irakul să importe din România astfel de echipamente strategice. Echipamente electromagnetice care permit îmbogățirea uraniului.
Vă referiți la echipamente interzise? Absolut, echipamente electromagnetice. Da. No, it is not true. Nu este adevărat. And did they buy? N-am înțeles. I didn't understand. Did you sold? Și s-au vândut? Nu s-au vândut. A fost doar o încercare și... Sunt invenții. Sunt invenții pentru că două țări sau cineva vrea să strice relațiile între Irak și România. Dacă cineva vine aici și încearcă să cumpere echipament, care este de fapt povestea? Ce se întâmplă? Dacă nu știți nimic, sigur, ce fel de poveste ne spuneți aici? Cu dumneavoastră cu mine vorbiți când vorbiți de poveste? Nu, vorbesc cu secretarul de stat. Cu secretarul, cred că nu vă ascultă la ora asta. Bun, vă mulțumim pentru intervenție. Vă mulțumim pentru intervenție, domnule ambasador, dar înainte de asta... aș ruga pe cineva din studio aici să, din studio să-i confirme, domnule ambasador, că au existat aceste negocieri și aceste discuții la București. Desigur că au existat discuții, autoritățile române au confirmat acest lucru. Așa cum spuneam mai devreme, România avea și știm cu toții de încasat creanțe și dacă mă refer la Ministerul Apărării Naționale prin Romtehnica, care făcuse exporturi înainte de 1990 în Irak, avea de încasat în anul 1992 aproape 700 de milioane de dolari, deci numai partea Ministerului Apărării a Romtehnica. În aceste condiții au fost numeroase delegații irachiene care au încercat să poarte negocieri cu diferite societăți din România, fără să încheie contracte și fără să ajungă la livrări, tocmai din dorința părții române de a menține aceste contacte, ca în momentul în care se ridica embargoul instituit împotriva Irakului, România să-și poată recupera aceste creanțe. Spuneam de anul 1998, când a fost această livrare făcută, bineînțeles că n-a fost făcută și n-a fost în intenția părții române să livreze aceste părți, care altfel nici nu pot fi catalogate. Cui au fost livrate? Au fost livrate firmei iordaniene. Iordaniene, da. Da. Bun, ați auzit? Da, atâta, vă rog. Nu, și vreau să vă spun, din 1998, oficial, partea română a întrerupt orice contact, deci nici negocieri n-am mai purtat, a mai existat un singur contact și vreau să-l spun și pe acesta, în anul 2000, când în cadrul unei expoziții de tehnică militară care avea loc în Iordania, firma Aerostar, Bacău, deci a fost contactată de autorități din Irak cu solicitarea ca firma noastră, deci Aerostar, să participe la modernizarea și repararea unor sisteme de rachete APRA, deci unor lansatoare de rachete reactive. Contractul era în valoare de circa 26-27 de milioane de dolari, deci n-a fost scrisă cererea respectivă, ci a fost un contact verbal care a fost stabilit în timpul acestei expoziții. Bineînțeles că firma română, Aerostar Bacău, a refuzat orice... Am înțeles. Legături. Domnule ambasador, așadar, se confirmă aceste negocieri între autoritățile din Irak și firmele din România, numai că, așa cum spuneam, n-au avut loc aceste exporturi. Cred că vă referiți la problema care se leagă de Iordania. Da. Nu, nu are nicio legătură cu Iordania. Vorbeam mai devreme, spunea și domnul Ilina, vorbea de acele consultări, despre acele negocieri care au avut loc între autoritățile irachiene și firmele la românești pentru... Vreau să-l întreb ceva. Vă rog. Înainte ca inspectorii să fi plecat din Irak în decembrie 98, inspectorii au fost acolo și acolo s-a discutat totul. Da, spuneți. Care e întrebarea? Deci îl întrebați pe domnul Paul, da? Încerc. Alo? Yeah.
the inspectors or the UN inspectors were in Iraq. It was before December 98. He's talking. Vorbiți despre ce s-a întâmplat înainte de 98? December. Înainte de decembrie 98? Why you are not talking? De ce nu vorbiți? Da, întrebarea e pentru dumneavoastră. Spuneam că au existat diferite contacte, unele cereri de ofertă scrise pentru produse civile care au fost adresate de firme din Irak lui Aerostar Bacău și putem spune aici, deci în anii 1998-1999, de s-au primit cereri de ofertă scrise pentru diferite produse civile și vă pot exemplifica 200.000 de butelii, de exemplu, butelii de gaz. De asemenea, au fost cereri pentru reparații. Eram aici deja în 99. În ianuarie 99 am venit la București. Deci să nu vorbim despre anul 1999, să vorbim despre momentul în care inspectorii erau în Irak. De ce n-ați semnat acordul cu ei? Da, domnule. Pentru că partea română, nici pentru produse civile, nici pentru produse militare, n-a răspuns solicitărilor adresate de către firmele din Irak, pentru că, așa cum știți, în anul 1990 a fost instituit un embargo complet și pentru produse civile și pentru produse militare împotriva Irakului și firmele din România au respectat cu strictețe prevederile acestui acord. What was written? Iar din 1999 n-au fost acceptate nici măcar negocieri în vederea livrării unor produse către firme irachiene. Am înțeles că nu există niciun acord, niciun fel de export de echipament și atunci care este problema de fapt? Bun, vă mulțumesc pentru intervenția în această seară. Problema este că s-a încercat atunci importul de astfel de materiale, dar mă rog, e destul de greu de aflat acum dacă până la urmă s-a dus până la capăt acel contract. Sigur că n-au avut loc transferurile despre care vorbeam, însă în discursul lui Colin Powell se vorbește foarte clar de încercarea autorităților irachiene de a importa echipamente electromagnetice care permit îmbogățirea uraniului. Domnul Powell a vorbit 90 de minute și nu a spus nici măcar un minut adevărul. What you are talking about? About their buying or say. De ce vorbiți noastră de vânzări și de cumpărări? El este un mare mincinos, toate sunt numai acuzații nedrepte. De ce se minte despre discuțiile între România și Irak? Păi, nu se minte și autoritățile române au confirmat ceea ce a spus Colin Powell, din păcate pentru noi. Nu există nicio confirmare. Nu s-a nu, din păcate nimic, pentru noastră am zis. Nimic. Bun, mulțumim pentru intervenția în această seară. Nu, am zis, din păcate pentru dumneavoastră se confirmă. Pentru că dacă îmi permiteți, vă rog, chiar această discuție pe alocuri incoerentă și acest dialog pe alocuri incoerente demonstrează cât de complicat este totuși să menții un control al autorităților într-o zonă în care, iată, România este o zonă cu relații diplomatice la nivel de ambasadă. Există ambasada aici, există ambasadorul nostru în Bagdad, există pe principiul libertății de mișcare a persoanelor, există cetățeni irachieni în România, deci astea sunt lucruri absolut la vedere, există firme, firesc să fie așa, firme românești care au chiar și acționari irachieni. Da, deci, guvernul la București a confirmat faptul că au existat aceste negocieri, că au existat aceste contacte pentru transfera materiale. Haideți să facem un pic de lumină, pentru că așa lumea o să rămână cu impresia că există un mister uluitor și nu poate lămuri nimeni. Lucrurile sunt relativ simple. Programele de complexitate a unui program nuclear înseamnă milioane de repere. De la
fundația instalației până la nu știu care componente. Milionul de repere în ceea ce privește construcția. Din care în cele din urmă e formată tot complex. Unele dintre, sau majoritatea acestor repere nu sunt interzise la export. Mai mult, nu există liste absolute. Listele astea sunt la titular, să zic așa, cu alte cuvinte. La cei care construiesc. Există o listă specială de importuri care nu pot fi făcute în cutare țară sau în cutare țară sau... În timp ce același material poate fi exportat, mersi bine, altui partener. Deci nu sunt niște liste absolute în care scrie clar ce poți, decât sunt la destinatar, ce ai voie lui X sau lui Y. Și atunci, Irakul, care a avut o lungă istorie, care nu începe în 90, începe în anii 80, la sfârșitul anilor 70, de dezvoltarea acestor programe, a importat aceste componente, nu din România în primul rând, le-a importat din Marea Britanie, le-a importat din Germania, le-a importat din Rusia, le-a importat din, de peste tot. În momentul în care embargoul a fost pus de către Națiunile Unite, această listă s-a lărgit cu lucruri pe care nu e voie să le exporti, inclusiv componente civile, care nici dacă arunci cu ea în cineva nu-l dobori. Dar are, poate să facă parte dintr-un angrenaj care în cele din urmă duce la o instalație din asta. Problema care a fost evocată de pauză este că în încercarea autorităților irachiene de a obține aceste componente, au bătut la diferite uși. Și sigur că au bătut la uși unde există o istorie a relațiilor comerciale. Și a existat o istorie a relațiilor comerciale între România și Irak. Și tot ce spune acest document este că s-a bătut la ușe, au venit niște oameni la București și nu s-a obținut ceea ce, nu s-a materializat, ceea ce doreau autoritățile irache. Asta este tot mister. Deci nu doar România a fost nominalizată, și mai multe țări, dar noi vorbim de România, da. State, în ideea ceea ce a menționat și domnul profesor. Tocmai faptul că Irakul încearcă să dezvolte anumite programe îl constrânge la asemenea tentative de a aborda pe diferite căi, cu diferite metode, sub diverse mijloace, componente din aceste state care au fost menționate, companii private, companii de stat, pentru a cumva face din aceste programe o realitate. Aceasta este esența mesajului lui Colin Powell în legătură cu afirmațiile privind tentativele de a procura astfel de echipament. Domnule ministru și dragi invitați, prin declarația făcută de Guvernul României, practic România confirmă acuzațiile aduse de secretarul de stat american Irakului. În ce măsură această confirmare a acuzației, declarația purtătorului de cuvânt sună astfel, purtătorul de cuvânt a confirmat joi, astăzi, tentativa Irakului de a achiziționa din România echipamente pentru îmbogățirea uraniului, încercare de jucată însă de serviciile secrete române și americane. Sunt oameni care întreabă care sunt aceste dovezi și de jucarea aceasta făcută de serviciile secrete române și americane are la bază vreun document, înregistrări sau ceva de genul ăsta, sau confirmarea a fost făcută pur și simplu pentru că fără să se verifice foarte atent ceea ce s-a întâmplat atunci în România? V-aș întreba. Eu aș vrea să prezint puțin mai multe detalii ca să înțeleagă și telespectatorii. Deci România a avut o lungă perioadă relații comerciale pe industria de apărare cu Irakul și dacă ne referim în perioada 1971 până în 1989, exporturile românești de echipamente militare au depășit 2 miliarde de dolari, deci 2,2 miliarde de dolari. Cu anii cei mai buni, probabil 81-82, când exporturile românești se cifrau undeva la 300-400 de milioane de dolari. Ultimul export care a fost făcut prin Romtehnica de către industria românească de apărare a fost în 1990, care a fost 10,1 milioane de dolari. Export care a avut loc înainte datei de 16 august, când a fost instituit embargoul internațional de către Organizația Națiunilor Unite. Vă spuneam că în momentul 1990 a prins România și respectiv Ministerul Apărării Naționale cu creanțe care urmau să fie încasate de la statul irachian de circa 700 de milioane de dolari.
România a respectat embargoul, dar așa cum rezultă, a continuat dialogul cu diferite autorități și cu diferite firme, încercând să mențină cald această legătură, pentru momentul când se ridicau aceste restricții, ca România să-și poată încasa aceste creanțe. Nu ne mai oprim asupra secvenței Aerofina, pentru că e clar și e relevantă. Noi am prezentat toate detaliile și atunci chiar cu comunitatea internațională s-a lămurit că, de fapt, România nu încălcase niciun fel de embargo și vreau să fie clar lucrul acesta. Noi astăzi nu putem să confirmăm, eu cel puțin din industria de apărare, că a existat astfel de tentative în ultimul timp ca firme din Irak, direct sau indirect, folosind diversi intermediari, să aibă acces la astfel de repere mecanice, magnezi, tuburi de aluminiu și ce s-a mai spus în acest raport. Asta nu înseamnă că n-au existat asemenea contacte. Există la nivelul ANCESIAC-ului un comitet interministerial în care se dezbat toate cererile pentru eliberarea unor licențe. Din acest comitet interministerial fac parte reprezentanții ai Ministerului Apărării, ai Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, tuturor, inclusiv Ministerul de Externe, VAMU și așa mai departe. Se întrebau, bă... Da, numai o secundă, ca să termin ideea. Deci, acolo se dezbat toate cererile și atunci când există o suspiciune, și am avut suficiente astfel de cazuri în care destinația era o țară care nu era supusă embargoului, dar la serviciile de informații existau anumite suspiciuni, cum că destinația finală ar fi o țară care era supusă embargoului. Și atunci, în acest comitet interministerial, se lua decizia să stopăm exportul respectiv. Deci vă spuneam că noi în ultimii ani n-am avut astfel de cereri. Noi nu putem să confirmăm, sau eu nu pot să confirm astăzi, că au existat asemenea tentative. Asta nu înseamnă că n-au existat. Probabil ele, informațiile respective au existat la serviciile de informații. Serviciile de informații n-au comunicat singure autorități naționale a României ANCESIAC-ul datele respective, a colaborat probabil cu serviciile americane sau cu alte servicii occidentale și au demontat înainte de a se naște această afacere. Deci, probabil că situația... Deci, practic, informația confirmată de Guvernul României vine mai degrabă din zona serviciilor, care confirmă cele declarate de Colin Powell. Da, pentru că, practic, aceste elemente vis-a-vis de posibile contacte, posibile viitoare contracte pe zone gri sau pe zone de suspiciune, în mod firesc nici nu trebuie să ajungă la nivelul autorității naționale, adică la nivelul acelui segment vizibil din iceberg. Dar spuneați rolul... că există și sarcina asta de a controla și de a verifica. Există sarcina de a controla în principal licențele și modul lor de derulare. Există sarcina de a analiza împreună și spunea domnul secretar de stat. Urmărirea logică este următoare. Sau, să spunem, șirul logic. Vin irachienii la București și autorității, reprezentanții autorităților irachiene și încearcă să importe din România astfel de elemente, cum le spune, echipamente electromagnetice. Acest lucru dumneavoastră trebuie să-l știți, pentru că serviciile de informații nu fac niște rapoarte și atâta. Aceste rapoarte trebuie să ajungă la serviciul dumneavoastră pentru a opri, bănuiesc, nu? Sau care este? Stați puțin, deci firul logic nu începe cu momentul contactului între oficiali sau persoane private irachiene cu turiști români sau la București sau în altă parte. Deci eu încercam să explic rolul agenției și zona, repet, pe care sunt responsabilă. Că există schimb de informații, spunea domnul secretar de stat, este la momentul la care e o cerere de licență sau e o cerere de licență neaprobată, ea nu este aprobată tocmai pentru că există acest schimb de informații între serviciile românești, deopotrivă serii. Deci dumneavoastră ați fost anunțați în 1998 că există aceste contacte și că se încearcă importul din România a unor echipamente... Deci la nivelul agenției, în 1998, deși nu aveam responsabilități la acel moment în agenție, nu au existat informații certe, dar după semnalul din decembrie de la CNN, evident, au fost derulate controle pe toate companiile românești nominalizate, era datoria autorităților de la București și în principal autorității naționale în materie, iar aceste controle post factum, dacă vreți, au relevat
existența unor contracte, dar fără transferuri semnificative. Aici vreau să mai fac o precizare foarte, foarte importantă. Se vorbea și foarte bine a adus în discuție, domnul profesor, chestiunea categoriilor de produse. Despre ce produse vorbim aici? Aici nu vorbim neapărat de avioane. Vorbim de echipamente electromagnetice. Exact. Și în general vorbim de produse cu dublă utilizare, civilă și militară. Uitați, n-am venit cu mâna goală. Am aici o listă de produse. Este lista națională care cuprinde peste 20.000 de repere de produse dintre cele mai variate, de la substanțe chimice care sunt precursori în procesele neurochimice, de la trietanolamină, de exemplu, o substanță altfel blajină, folosită în crema de față, până la, iată, electromagneți, până la instalații de producere acestora, etc. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? Că gama de produse care intră în categoria de produse cu relevanță strategică este foarte largă. Dar, pe de altă parte, există clar elemente care conferă autorităților suficiente pârghii, repet, ca fie la nivelul serviciilor de informații, fie la nivelul agenției și al Consiliului Interministerial, nici contactele și nici contractele să nu se deruleze. Asta este esența. Am înțeles. Domnule Codiță, cum s-a făcut această confirmare până la urmă, după declarația Secretarului de Stat american? Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, vrem nu vrem, România a devenit un martor al acuzării, confirmând faptul că Irakul a încercat în 98 să importe astfel de echipament. Se spunea în această alocuțiune, în acest discurs al lui Colin Powell, dispunem de informații în mai multe surse, conform cărora Irakul încearcă să achiziționeze magneți, mașini de echilibrare de mare viteză. Ambele produse pot fi folosite. Da, ambele produse pot fi folosite în programul de centrifugare gazoasă de îmbogățire a uranului. În 99 și 2000, oficialitățile irachiene au negociat cu firme din România, India, Rusia în vederea achiziționării unei uzine de fabricare a României. Și a venit răspunsul guvernului României în care se spune da, într-adevăr a existat aceste încercări. Deci ce înseamnă? Să traducem cu alte cuvinte acest lucru. Da. Înseamnă, într-un fel, o atestare a faptului că, în ciuda prevederilor rezoluției Organizației Națiunilor Unite, Irakul, chiar dacă nu are efectiv un program de mare dezvoltare, de mare amploare, pe care să-l poate susține în aceste condiții de embargo, a continuat să încerce, să-și procure materiale care sunt relevante pentru un program de înarmare nuclear. Și ăsta a fost argumentul pe care l-a făcut secretarul de stat Colin Powell și acesta este argumentul pe care l-a certificat și partea română, în sensul că da, există din contactele care s-au stabilit, a existat această încercare de a procura acest tip de materiale care sunt relevante, cum spuneam, pentru derularea unui program de obținere a armei nucleare. Mulțumesc pentru ultima dată în această seară publicitate, după care ne întoarcem la emisiunea noastră pentru partea finală a ei. Publicitate mai întâi. E bucurie mare! Golden Brau face 5 ani! La mulți ani! Golden Brau, nu te mai saturi de bere! Cât un pic, 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 cât un pic, pic, pic! I've been asking too much, you were loud of me. Though I want to ask you to dance, you won't have me. The night is long and I'll have the sweet chance to Alexandrion, dorința care te apropie. Babe, I love you. V-aș întreba, credeți că este iminentă începerea războiului? Pentru că lucrurile s-au tot precipitat în ultima vreme. Declarații, conferințe de presă, întâlniri, chiar dacă în Europa se pare că lucrurile sunt puțin împărțite. Este și această declarație a statelor declarație la Vilnius, a statelor din Europa centrală, ca să nu zicem și estică și de răsărit. Vă rog. E o metaforă foarte
precise de data asta folosită de Hans Blix. Mai sunt 5 minute până la miezul nopții. Cineva a fost întrebat câte minute mai sunt după raportul lui Colin Powell și răspunsul a fost cam 3 minute și un pic. Iminența există. Momentul critic va fi 15, când după vizita la Bagdad și după reacțiile oficiale care se derulează în aceste zile, după un balet diplomatic care se va intensifica și asupra Bagdadului, dar și în Europa, pe 15 se taie, să zic așa, definitiv, se despart apele. Ce se taie? Se taie trecutul de viitor, în sensul ăsta, se despart apele. Înseamnă că se taie, să spunem, panglica de începerea războiului? Adică dacă poți să taie ceva. Dacă concluzia... Deci, practic, pe 15 este... pentru telespectatori, ce se întâmplă? Urmează o nouă... Hans Blix este, ca și șeful Agenției Internaționale de Energie Atomică, vor fi din nou în fața Consiliului de Securitate, cu o nouă variantă a raportului, în care să condenseze și ce s-a întâmplat de când au depus-o pe prima până acum. Cu alte cuvinte, dacă s-a produs o modificare radicală în comportamentul Irakului. Dacă răspunsul este nu, nu s-a produs, atunci urmează două lucruri. Fie o încercare de a obține o rezoluție în Consiliu care să autorizeze forța, dacă acest lucru nu se va obține, e posibil să vedem o decizie americană de folosire a forței în condițiile alianței celor care ar dori să participe. Fără aprobarea Consiliului Național de... Fără o altă aprobare explicită. Am înțeles. Domnule ministru, spuneți-mi, România are o poziție foarte clară și foarte fermă, cum se spun, în acest caz. Am văzut că și românii sunt pentru intervenția în Irak. Probabil că acest lucru se întâmplă mai ales în țările vești și această declarație la Vilnius, în țările care au avut de-a face cu o dictatură. Deci nu există decât... sprijinul total sau varianta sprijinului total pe care România să-l acorde Statelor Unite. Există, aș vrea să subliniez în continuare a ceea ce a menționat și domnul profesor, există încă resurse pentru diplomație până la acea dată, dar foarte limitate din punct de vedere material și temporal. Ați vorbit de acea dată de 14-15 când un nou raport va fi prezentat Consiliului de Securitate de către inspectori. Pe de altă parte, există acest element de presiune crescândă politică, inclusiv prin asemenea lor de poziție, inclusiv prin asemenea lor de poziție convergente a unor asocieri de state. Deci un element, dacă vreți, de legitimitate care vine de undeva din interiorul sistemului internațional, în special în zona comunității euroatlantice. Noi credem că evoluțiile au căpătat o dinamică crescătoare, în mod cert. De altfel, astăzi în guvern, guvernul a dat și o declarație în care sublinează faptul că, în primul rând, secretarul de stat Colin Powell a prezentat dovezi relevante și concludente, în opinia noastră, în raportul său din Consiliul de Securitate. Dar menționăm, și aceasta este foarte clar, că și faptul că apreciem că această soluționare a problemei armelor de distrugere în masă este de natură să asigure perspectiva restabilirii încrederii în regiune. Deci o problemă de stabilitate și securitate internațională care nu interesează, și vreau să spun asta foarte clar, doar Statele Unite, ci ne interesează și pe noi ca invitați la NATO, ca candidați, ca și candidați la Uniunea Europeană. Deci lucrurile se vor precipita cu probabil siguranță. Probabil că acum, dacă va fi declanșat acest război, nu vom mai avea parte de cine știe ce mese rotunde, întrucât va începe pe războiul și prea multe lucruri nu vor mai fi de comentat. Am comentat în această seară ceea ce o părticică, să spunem, din discursul lui Colin Powell legat de acele încercări ale părții irachiene, din, așa cum arată documentul, de a importa armamente, echipamente speciale din România. Bine că nu le-au importat. Mulțumesc mult pentru participarea din această seară. Emisiunea noastră se încheie aici, ne vedem din nou luni seara la orele 22:30. Sperăm să fie 22:30, dacă nu pe la 23 și un pic. Ce contează, suntem aici, asta e cel mai important lucru. Țineți aproape.